Petrescu a fost introdus la echipa națională. Îl vezi selecționer România? Din punct de vedere, Petrescu este cel mai bun antrenor în momentul de față în România. Și el și Gică Hagi, unul din ei merită să fie selecționerul echipei naționale, în cazul în care, din ce a văzut Mirel Rădui, renunță la echipa națională. România a ratat încă o calificare la campionatul mondial. Crezi că vom participa la campionatul european? Din păcate. Sper cu venirea noului antrenor să ne calificăm la cele două campionate pe viitor, și anume campionatul european și campionatul mondial. Dar, într-adevăr, chiar îți trebuie un proiect la echipa națională. O durată de 4 ani, de 2 ani de zile, nu știu dacă s-ar băga un antrenor. Dacă pui pe Dan Petrescu, trebuie să-i oferi și lui un proiect pe 4 ani.